dacă nu se pregătește prin antrenamente grele să ajungă la stadiul acela. Nu să vedeți băiat care bate 6-7 ore mingea pe zi, ajungând olimpic la informatică sau la matematică. Ca să ajungi undeva, trebuie să te pregătești. Noi astăzi suntem aici ca să ne pregătim pentru slava care ne așteaptă. De aceea deschidem Biblia, dragii mei, pentru că aceasta este cartea care ne învață cum să ne pregătim pentru momentul acela, la Marcu, capitolul 12. De la versetul 28 citesc până la versetul 34. Pagina din Biblie 978. Pentru cei care n-ați adus Biblia cu dumneavoastră, haideți să ne uităm pe ecranele. Unul din cărturari care i-a auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine să aduc cheilor, a venit la el și l-a întrebat, care este cea din tâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns, cea din tâi este aceasta, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Cărturarul i-a zis, bine învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El și că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și i-a zis, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu și nimeni nu îndrăsnea să-i mai pună întrebări. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locul. Dragii mei, acest ultim verset pe care l-am citit a fost versetul care pe mine m-a mișcat. Unui om care avea legea în mână, avea o parte din Biblie cât era scrisă pe vremea aceea în mână, unui om care știa foarte bine poruncile lui Dumnezeu, îi spune Iisus Hristos, tu nu ești departe de cer, tu nu ești departe de împărăție. Acum, nu știu câte bucătărese sunt aici, să presupunem că cineva dintre noastre gătește de 40 de ani, nu? Și să mă duc eu la masă să mănânc și să-i spun, tu nu ești departe de a face o ciorbă de perișoare bună. Cum s-ar simți femeia aceasta? Sigur n-ar ține minte predica, dar ce i-a spus la masă, sigur va ține minte. Nu? Sau, de exemplu, un om care pune de 40 de ani faianță, să merg la el, să te uiți la baia care a făcut-o la cheie și să-i spui, tu nu ești departe de a pune faianță cum trebuie. Dragii mei, gândiți-vă ce ar spune omul acela. Că dacă îi spunea Iisus Hristos unui om care n-avea treabă cu Biblia, cu legea, care n-avea treabă cu biserica, tu nu ești departe de biserică, eu nu predicam asta în sala aceasta. Dar Dumnezeu îi spune unuia care învăța pe alții cum să ajungă în rai, cum să ajungă mântuiți, îi spune, tu nu ești mântuit, e aproape că ești mântuit, dar încă nu ești mântuit. Dragii mei, cea mai mare teamă care o am și ar trebui să o ai și tu, este ca nu cumva să ni se spună și nouă cuvintele acestea într-o zi și zic, Doamne, ferește-ne de asta. Amin. În seara asta vreau să vorbesc despre oamenii în relație cu împărăția lui Dumnezeu. Oamenii în relație cu împărăția lui Dumnezeu. Și prima, dragii mei, relație care poate să o aibă omul față de împărăția lui Dumnezeu este acea stare în care oamenii sunt departe de împărăția lui Dumnezeu. Prima categorie de oameni despre care vreau să vorbesc în seara aceasta sunt oamenii care sunt departe de împărăția lui Dumnezeu. Omul care trăiește, dragii mei, în păcat, fără să fie auzit cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă spun că face parte din categoria oamenilor care sunt departe. Efeseni, capitolul 2, cu 1. O să citesc mai mult din Biblie în seara aceasta, dar voi vă veți bucura că fiind prinși cu multe, poate n-am apucat să citim. Nu. Efeseni 2, cu 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară. Când? Când eram departe? Când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam ce vroiam, nu? Lasă-mă în pace, cum spun copiii, nu? Către părinți. Făceam voile noastre, ale gândurile noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Ăștia, dragii mei, oamenii.
Și vreau să spun că dacă astăzi încă trăiești în păcat în mod continuu și conștient și n-ai auzit încă chemarea lui Dumnezeu, tu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Oamenii aceștia, dragii mei, care sunt departe, spune Biblia că mai au o caracteristică, lucrează în neștiință, nu cunosc starea în care se află, nu cunosc chemarea pe care Dumnezeu le-o face. 1 Timotei 1:13. Am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. 1 Petru 1:14. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Dragii mei, aceștia sunt oamenii care trăiesc în fiecare zi fără Hristos, fără speranță, fără Dumnezeu. Efeseni 2:12. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Vă asigur și în mare parte nu cred că este cineva aici care să fie în starea asta. Și o să ziceți, adică, dar de ce mai facem evanghelizare dacă nu este cineva aici? Dragii mei, aproape cea mai mare parte din români au auzit deja cuvântul lui Dumnezeu. Au auzit deja cuvântul lui Dumnezeu. Ăștia sunt oamenii care n-au auzit încă cuvântul, care lucrează în neștiință, care sunt robi în păcat și încă n-au auzit chemarea lui Dumnezeu la Evanghelie, la Sfințenie. Pentru astfel de oameni, tu și eu trebuie să fim o mărturie, o lumină, un exemplu. Pentru că spune Biblia în 2 Corinteni 2:15, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Cunoști pe cineva departe de împărăție? Roagă-te pentru el. Fii o lumină pentru el, fii un exemplu pentru el. Dragii mei, despre fiul risipitor spune Biblia ceva extraordinar. În Luca 15:20, s-a sculat și a plecat la tatăl său când era încă departe. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Dacă în seara asta îți dai seama unde ești și te întreb, oare Dumnezeu mă cheamă și pe mine? Vreau să spun că, dragii mei, noi ca și biserică, ca și slujitori, avem o solie foarte mare. Din lume să aducem oameni în adunare și din adunare să-i aducem în biserică, cu ajutorul Duhului Sfânt. Amin. Pentru că merg mai departe spunându-vă că a doua categorie de oameni sunt oamenii care sunt aproape de împărăția lui Dumnezeu, dar nu sunt înăuntrul împărăției. Oamenii care au auzit Evanghelia, oamenii ca și omul acesta, auziți, o repetat după Iisus Hristos, bine învățătorule, adevărat ai zis, și o știut pe de rost poruncile. Oamenii aceștia sunt în stare să spună ce s-a predicat la adunare, ce s-a cântat, cum a fost la evanghelizare acum un an de zile când au fost și ei prezenți, da? Dragii mei, categoria aceasta de oameni care sunt aproape de împărăție, dar nu înăuntru, sunt oamenii care știu, dar nu fac. Știu, dar nu fac. Deschidem în Matei capitolul 7 cu versetul 26, pentru că tot ce spun vreau să argumentez biblic. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, din momentul acesta, 7:10, niciunul dintre voi nu mai poate să zic că eu sunt departe de împărăție, că n-am auzit. Gata, primul punct s-a eliminat. Ești în adunare, ai auzit cuvântul, că ești ortodox, catolic, penticostal, nu contează asta. Întrebarea mea este, ce vei face acum? De la departe, pot să fiu aproape? Da, cum pot să fiu aproape? Oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Dragii mei, Iisus Hristos în timpul vieții nu a lăudat pe nimeni. Ce bine știi Biblia și te apreciezi că nu o faci, că nu o împlinești. Nu. Dimpotrivă, Iisus Hristos întotdeauna a motivat pe oameni ca ceea ce știu să facă. Mai pățim ca și slujitori că ne mai sună câte unul și ne pune întrebări din Biblie. Acum, unii nu vor să afle răspunsul nostru, ci vor să arate ce știu ei. Dar m-a întrebat cineva, frate Cristi, cum l-o chema pe ăla, mirele din Cana, la nunta din Cana Galilei? Am zis, mă, nu știu, că
Că nu-i rușine să zic că nu știi. Zice, hai să spun eu, zice, cum l-a chemat. Și nu știu cu ce o venit să mă țin acolo la telefon un sfert de oră. Da? Dragii mei, vreau să vă spun asta ceva. Mie nu mi-e frică de ceea ce nu știu din Biblie. Mie mi-e frică de ceea ce știu și nu fac. Că Dumnezeu nu o să întrebe pe unul din Congo, mă, de ce n-ai primit botezul cu Duhul Sfânt? Păi el nu știu nici măcar că Iisus Hristos poate există. Dar dacă tu știi și eu cunosc, întrebarea mea în seara aceasta este, facem ceea ce ne spune Domnul. Uitați ce spune Domnul Luca 10:36. Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhare? Iisus Hristos vrea să vadă dacă a priceput omul ăsta. Și ăsta pricepe. Cel ce s-a făcut milă de el. Ce-a spus Iisus Hristos? 10. Nu a zis Iisus înainte să scriu nota pe foaie, da? Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Dragii mei, e atât de tragic să știi ceva și să nu ai parte de lucrul acela. De exemplu, și eu știu că acum, de exemplu, la Mob Expert sau un Dedeman este mobilă cu 50 de milioane. Ce folos că știu? Dacă nu am în casă. Nu? Sau știu că nu știu ce mâncare bună este, nu știu ce restaurant în Sibiu. Păi dacă eu mănânc pâine cu un soare, cu ce mă știu că știu? Nu mă știu cu nimeni. De multe ori am ajuns să ne duiele, mă, tu ce știi, bă, ce m-a descoperit, Domnul, ce Biblia, mai auzit, mă, ce predică, ce cântări. Dragii mei, întrebarea mea este, le-am împlinit în viețile noastre cuvintele acestea? Ce folos? Eu mă duc la doctor, doctorul îmi scrie o rețetă, da? Și mă laud la nevastă mea, mă, ce scris frumos are doctorul, extraordinar, mă. În sfârșit un doctor care scrie frumos, nu? Da? Fii atent, dragă, dar ce medicamente frumoase și cu rețeta în mână eu mor acolo, lângă ea. Dragii mei, scopul prin care doctorul scrie o rețetă nu e ca să te impresioneze ce bine știi să scrie sau ce repede ți se scrie. Scopul este ca tu să iei rețeta în mână și să intri în prima farmacie sau a doua sau a treia, unde ți se pare că e mai ieftin și să cumperi medicamentele acelea. Nu? Ce folos că... Nu? Am frigiderul plin de mâncare. Eu pot să mor de foame în fața unui frigider. Am un prieten, poate a fost și la voi și v-a spus, a spus la noi lucrul acesta, un frate slujitor, a zis, am fost la o conferință cu tinerii și erau și oameni prezenți, prieteni. Și am îndoit Biblia așa, că eram cu microfonul în mână și nu aveam cum să țin de ea cum trebuie. Și la final a venit la mine cineva și a zis, cum ai îndrăsnit să-ți bagi joc de Cartea Sfântă? Sunt doi în halul ăsta. Eu am acasă Biblia de 20 de ani și nici măcar n-am atins-o. Așa de mult o respect. Oameni buni, voi zâmbiți, dar nu știu cât atingeți Biblia în fiecare zi. Că ar fi cel mai tare să râdem din noi, nu? Dar vreau să vă întreb, ce folos că am acasă frigiderul plin, dar nu-l ating? Păi nu o să mănânc wireless, să știți. Încă nu s-o inventat mâncare wireless. N-am cum, nu? Pe undele radio o să mănânc și o să mă satur de la KFC. N-am cum să fac asta. Dumnezeu astăzi te întreabă, cât faci din ceea ce știi? Cât faci din ceea ce cunoști? Că și la ortodox, și la catolici, și la pentecostali, aceeași Biblie există. Nu? Dar întrebarea mea este, câți dintre noi facem ce scrie în ea? Dragii mei, știți că sunt oameni care spun la alții să facă și ei nu fac. Ăștia iară sunt aproape de împărăție, dar nu sunt în împărăție. Vai de voi, Luca 11:46, învățători ai legii, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degete nu vă atingeți de ele. Tânărul bogat într-o zi vine la Iisus, îi pune o întrebare extraordinară. Nu zis, Doamne, ce să fac, că acum când stocurile, da, din cauza virusului, au scăzut, ce să fac, să, ce spui, ce acțiuni să cumpăr? Că dacă punea întrebări de aștia, i-ar fi spus, mă, du-te acasă dacă ești ocupat de acțiuni, că Iisus Hristos nu a venit să ne împartă pământul, a venit să ne împartă cerul. Amin. Slavă Lui, nu? Amin. Că unul zis către Domnul, Doamne, vino și spune fratelui meu să împarte cu mine pământul. Dragii mei, omul ăsta pune o întrebare extraordinară. Iisuse Hristoase, ce să fac să moștenesc raiul? Mă, dar ce întrebare bună, nu? Îi spune Domnul poruncile, nu? Toate le-am păzit. Mă, dacă le-ai păzit toate, eu numai un test îți dau. Scoate o foaie de hârtie. Știi lecția? Știu! Scoate o foaie de hârtie. Atunci să vezi transpirație. Nu? Păi toate poruncile se rezumă la două. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și să iubești pe aproapele tău. Vinde tot ce ai, să văd dacă ești legat de ceea ce ai. Nu? Și dă la săraci. Îți mai lipsește un lucru. Luca 18:22. Apoi vino și... Urmează-mă. Dragii mei, sunt două motive pentru care acest om a plecat din fața lui Iisus. Unu, pentru că, nu pentru că era bogat,
pentru că era legat de bogățiile acelea. Și doi, nimeni până atunci nu i-a spus la patronul ăsta, la șeful ăsta, treci în spatele meu. Toți i-au zis, șeful, să trăiți, patronul, bă, dar ce bine, bă, dar ce bine vă stă. Și nouă ne plac oamenii care ne laudă, nu? Numai că te laudă pentru poziția care o ai sau pentru banii care ai. Să vezi când ești în spital la Deva cât îți mai trimis SMS-uri. Să vezi cât te mai caută. Unul singur e lângă noi, Domnul Iisus Hristos. Mare lucru. Nu? Vino și urmează-mă. Și omul ăsta a fost aproape de împărăție. Aproape, dar nu înăuntru. Dragii mei, când s-a scufundat vasul Titanic în 1912, tragedia aceea care a rămas în istoria lumii, vreau să vă spun că omul care a proiectat vasul acela a programat ca vasul Titanic să aibă 64 de bărci de salvare. În fiecare barcă intrau 70 de oameni, 6 ori 7, peste 4.000 de oameni, mai mult decât capacitatea vasului, puteau cele 64 de bărci să asigure salvarea lor. Din motive de design, pentru că cineva a zis, nu prea arată fain să pui 64 de bărci. Noi o să facem poză, punem în ziar vasul ăsta, ce o să vadă oamenii, numai bărci de salvare? Ei trebuie să vadă vasul. Facem 48. După aceea au zis, mă, totuși 48 sunt cam multe, că oricum nu se scufundă ăsta, nu? În cele de urmă au pus 20 de bărci de salvare. Dragii mei, știți că în noaptea aceea fatală, 1500, de peste 1500 de oameni au fost aproape de bărci, dar n-au fost în bărci. N-au fost în barcă. Din cauza panicii și a isteriei care s-a produs, primele bărci au plecat aproape goale, iar următoarele n-au mai putut să ia oameni peste capacitatea lor. 705 au fost în bărci și peste 1500 la un pas, aproape, dar nu în barcă. Te întreb astăzi, ești aproape de împărăție sau ești în împărăție? Știți pe fratele fiului risipitor? Zice că era acasă, dar nu era în casă. Acasă, dar nu în casă. Păi ce folos? Stau în curte. Și fratele meu cu tata înăuntru se bucură. Eu stau în curte. 3. Oameni, dragii mei, care au crezut că sunt în împărăție și de fapt erau afară. Asta e și mai grav, să știți. Mă, am murit acolo pe Titanic, nu? Dar, mă, am fost la un pas, dar să fiu în barcă și apoi să cred că sunt în barcă, nu? Știți că sunt oameni, dragii mei, care umblă și cu Dumnezeu și cu lumea și care cred că le pot împăca pe ambele tabere, deși Domnul Iisus Hristos spune, nu puteți sluji la doi stăpâni. Vreau să vă spun astăzi ceva interesant despre diavolul. Diavolul se mulțumește dacă îi dai 5% din inima ta. Că știe că 5% astăzi, cu încă 3% mâine, cu încă 2% poi mâine, în 10 ani, full. Iisus Hristos nu se mulțumește cu 95% din inima ta. Pentru aia spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu 95% din inima ta. Cu toată inima ta. Acum vreau să vă spun, dragii mei, ceva. Dacă eu îl iubesc pe Domnul cu toată inima mea, așa e că vin la biserică, la Paști și la Crăciun numai. Frate păstor, eu pe soția mea o iubesc foarte mult, dar n-ajung acasă numai o dată pe an. Dar o iubesc foarte mult. Știți, când îmi trimite SMS-uri soția mea, îi dau bloc. Dar eu o iubesc foarte mult. Îi dau ignor pe WhatsApp, dar eu o iubesc. În fiecare dimineață, Iisus Hristos îți trimite un mesaj. Îl citești? Păi, dragii mei, dacă dumitale mă sun o dată, două, trei ori și vezi că nu mai răspund. Ce zici? Cristi Boară, cel mai bun prieten al meu, așa-i? Păi n-ai cum să spui asta. Puneți întrebarea astăzi și să-mi pun și eu întrebarea. Cea mai mare, dragii mei, ăla care a fost departe, măcar zice, bă, măcar asta e, n-am știut. Și va fi bătut cu puține lovituri, nu așa spune Biblia. Dar să crezi că ești înăuntru, Luca 13:26. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde. Dragii mei, ascultați, vă spun că nu știu de unde sunteți. Cum, Doamne, am stat la masă cu tine, în Luca 7 ai stat la masă cu fariseul, eram acolo vreo câteva zeci. Și Iisus spune, eu din episodul acela numai pe femeia aceea o cunosc, care o plâns la picioarele mele.
căci mulți au stat cu El la mese, dar prea puțini au tras la joc. Dragii mei, știți că pe mormântul multora, acum, nu știu cât se ocupă de aici cu funerare, noi avem la noi la biserică care se ocupă, îi dai 200 de euro la unul, nu lasă la noi la biserică. Îți scrie, știi ce scrie? Și la un bețivan îi scrie, aici odihnește robul lui Dumnezeu. Pentru 200 de euro scrie că și papa e acolo, și oricine, nu? Orice, ce nu face omul pentru bani? Și merg până cimitir și zici, bă, da câți creștini erau, numai robi erau aici. Dragii mei, întrebarea mea este, și în cer scrie despre faptul că am fost sau sunt robul lui Dumnezeu? Păi el, dacă, nu? Dacă ești robul cuiva, înseamnă că faci ce spune stăpânul. Vă dați seama, să ajungi să scrie pe crucea ta, aici odihnește robul Domnului. Și când deschizi ochii în veșnicie la prima secundă după moarte, să zică Iisus Hristos, tu cine ești? Ce o să-i spui? Dar tu n-ai văzut ce scrie pe cruce? Nu. No. Tu cine ești? Dragii mei, când ajungem la vamă, ați trecut vama, nu? Sau intrați în România, sau ați plecat în America, sau ați venit, dacă îi spui că ești fiul lui Iohannis și că ție nu-ți trebă viză, ce zice? Haide, Domnule! Nu. No. Nu. No. Tu trebuie să ai pașaport, tu trebuie să ai viză. În această seară vreau să te întreb, nu cumva crezi că ești în împărăție și cumva să fii afară? Într-o zi au venit Eutih la biserică, nu erau termopane ca și acum, geamurile atunci erau deschise, vremea caldă în Israel. S-au pus acolo pe geam și au stat liniștit. Nu știu ce o fi zis maică dacă îi cumpără dacă vine la biserică sau taică-sa. În seara aia a fost Pavel, predicator, acolo. Și cred că o fi zis maică-sa să nu mă faci de râs, că o să întrebe de tine și ce să-i spun, că ești la jocuri mecanice? Da, mami, dar el a spus la prietenii ăștia că mă duc cu el la discotecă în seara asta. Și acum s-a trezit Pavel să vină și el. O venit și s-a pus acolo pe geam. Dragii mei, eu cred că o stat cu picioarele înăuntru, nu? Și cu corpul înăuntru. Dar din când în când se mai uita și pe fereastră. Am o întrebare. De ce nu a căzut înăuntru? Că fizic ar fi trebuit să cadă acolo unde era corpul, cea mai mare parte din greutatea lui trebuia să cadă în biserică, nu? Spiritual, știi unde vei cădea? Acolo unde ți-e inima. Pentru aia spune Biblia, Fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în legea mea. Și-o căzut Eutih de pe fereastră. O căzut că e în adunare, că e în biserică și când o dau cu capul de beton și-o dat seama că nu e niciunde. Și-o dat seama unde e jos. A fost acolo un Pavel care l-a ridicat. Întrebarea mea este dacă nu era Pavel. Dragii mei, mă rog astăzi Domnul să mai învie între noi. Amin. Poate sunt persoane care cred că sunt înăuntru și totuși nu sunt. 4. Cea mai grea stare. Oamenii care au fost în împărăție, dar acum sunt în afara ei. Au fost. Au fost. Știți că mântuirea se poate pierde? Știți că cetățenia română, prin legea numărul 21 din 1 martie 1991, se poate pierde? De exemplu, dacă România ar fi în război cu o anumită țară și eu m-aș duce și m-aș înrola în armata țării respective, legea asta spune așa, printre multe alte lucruri, ți-ai pierdut cetățenia automat, că tu lupți împotriva țării tale. Dragii mei, în momentul când eu mă predau lui Dumnezeu, eu părăsesc tabăra diavolului și vin în tabăra lui Iisus Hristos. Cineva m-a scris un mesaj, frate Christe, de când m-am născut din nou, adică mi-am schimbat gândirea și gândesc cum gândește Iisus Hristos și văd binele pe care îl vede El, bine și rău pe care îl vede El rău, de când am făcut botezul, numai probleme am. Zic, slăvit să fie, cum ai zis? Slăvit să fie Domnul! Dar cum spui așa ceva, frate Christe? Că eu am crezut că dacă mă pocăiesc, fac botezul, o să meargă totul bine. Și i-am zis, mă, omule, tu ești cu fotbalul, nu? Păi Messi, nu? La Messi nu-i dă la picioare colegii. Îi dau ăia care îți dă în echipa adversă, nu? Câtă vreme furai motorină, înșelai în acte, diavolul ce zicea? Măi, dar îl promovezi pe demonul care tot dat ideea asta. Extraordinară, mă. Felicitări! Și te bate diavolul pe umăr. Mă zice, fii atent. Trăiești în imoralitate, te uiți la pornografie, la multe prostii. Păi, ești cu mine în tabără, te felicit.
Când ai trecut în tabăra lui Dumnezeu, diavolul ce face? Luptă împotriva ta. Dar Dumnezeu este cu noi. Slăviți să fie Domnul. Dragii mei, sunt oameni care au făcut pasul acesta. Întrebarea mea este, de ce oamenii aceștia au ajuns din nou unde au fost? De ce au ajuns poate mai rău cum au fost? Și poate cunoașteți astfel de oameni și îi compătimim și ne rugăm pentru ei și spunem, Doamne, ai milă de ei. Și sunt sigur că Domnul are milă. Problema este dacă ei se mai pot pocăi. Că e diferență între a mă lega cu o ață sau a mă lega cu toată ața din papiotă. E mare lucru. Eu rup orice ață. Să vezi când te leagă cu o papiotă ce e. Cu tot ce e acolo. Tot șnurul ăla. Nu? Știți că diavolul posedă, Dumnezeu nu posedă? Diavolul posedă prin vicii, prin lanțuri, prin legături puternice. Dumnezeu dă omului libertatea. Dragii mei, soția mea nu stă cu mine din cauza că o amenință în fiecare zi. Aia nu-i dragoste. Știți voi cum se numește dragostea cu forță? Nu pot să spun la un vol. Dragostea e dragoste. Eu când am plecat din tabăra diavolului și am scăpat de legăturile acelea demonice și am venit în brațul lui Iisus Hristos, Iisus Hristos îmi spune, eu te iubesc, dar trebuie să mă iubești după mine. Dar dacă vrei să mă părăsești, voi nu vă duceți. Unde să ne ducem, Doamne, că la tine sunt cuvintele vieții veșnice? Nu? 1 Corinteni 15 cu 1. Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o. Voi ați primit-o. Nu sunteți departe, nu sunteți aproape, sunteți înăuntru. Ați rămas în ea și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut, dragii mei. Vreau să vă spun astăzi, indiferent că ești botezat sau nu, indiferent că ești de aici, din biserică sau din altă parte, păcatul este cefeul diavolului asupra ta. Eu nu pot să vând clădirea acestei biserici. Pot să o pun pe OLX sau a doua zi mă blochează. Dar nu pot să o vând. Eu nu am cefeul pe numele meu al acestei clădiri. Tu nu poți să vinzi casa mea. Dragii mei, dreptul de proprietate a diavolului asupra unui om e păcatul. De exemplu, spune Biblia așa, tatăl minciunii este diavolul. Și eu m-am tot frământat într-o zi după ce m-am trezit, cum se roagă mincinoște tatăl nostru? Nu v-ați întrebat lucrul ăsta? Că nu poți să spui tatăl nostru care ești în ceruri, că nu sună bine. Că spune că tatăl minciunii este diavolul. Trebuie să zici tatăl nostru care ești în iad. Dacă trăiești în minciună, nu? Acum ați înțeles de ce Dumnezeu nu poate asculta unele rugăciuni? Că nu sunt adresate lui, oameni buni. Nu? Păi dacă copilul meu vine la mine și spune, domnul primar, vă rog să mă ajutați, eu nu pot să-l bag în seamă, că nu mi-e nici adresat. Eu, pe mine mă cheamă tata lui. Nu? Sau domnul doctor, dar eu nu-s doctor. Dacă vrei la mine, spui tata și spui numele meu, nu? Dragii mei, Biblia spune 2 Timotei 4 cu 10, Dima din dragoste pentru lumea de acum a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, atât în Dalmația. Uitați-vă la Dima. Într-o zi dragostea pentru lume a fost mai mare decât dragostea pentru Dumnezeu. N-ai vrea astăzi, dacă cumva ai fost în împărăția lui Dumnezeu, să vii înapoi, să te pocăiești? Dragii mei, aș vrea să ne rugăm pentru oamenii care au fost și nu mai sunt între noi. Și pe care diavolul i-a legat. Eu știu că Dumnezeu nu a rupt legământul până în ziua judecății, spunea fratele Vasile Ozan, vorba aceasta foarte bună, Dumnezeu lasă legământul acela păstrat, ca omul dacă vrea să vină, să poată să vină. Vină la El în seara aceasta. Amin. Poate ai fost și acum trăiești în păcat în mod conștient și continuu, nu te amăgi, tu nu mai ești în împărăție dacă trăiești în păcat. Una e să cazi în păcat. De exemplu, am căzut în groapă, și m-am murdărit și mă duc acasă repede și primul lucru mă spăl, nu? Sau stau în groapă și locuiesc în groapă și îmi place groapa. E diferență colosală. Și în ultima parte, și aici vreau să mă opresc, oamenii care sunt în împărăție. Nu doar care cred că sunt, nu care au fost și nu mai sunt, nu care sunt aproape, nici care sunt departe. Oamenii care sunt în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, sunt oamenii care fac voia lui Dumnezeu. Noi de multe ori credem că dacă îl iubim pe Domnul, dacă ridicăm mâna sus, îl iubesc pe Domnul. Păi, dragii mei, dacă eu ridic mâna sus la soția mea, zic, dragă mea, te iubesc. Ce zice? Și frigiderul e gol, așa e? Tu te și pune mâna, mă, pe sapă sau pe o drujbă și muncește, mă. Nu așa îmi spune nevastă. Asta spune nevastă. Dragă, eu te iubesc, dar stau pe telefon toată ziua. Lasă-mă telefonul și pune mâna și muncește, că ne trebuie bani, nu?
Dragii mei, Iisus Hristos spune așa, dacă mă iubiți, duminica aveți cu mâna sus, da? Și de luni până sâmbătă faceți ce îi place diavolului, nu? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Luca 6:47. Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine. Aude cuvintele mele și le face. Acum vreau să vă spun, dragii mei, eu nu pot să țin regulile de circulație dacă nu cunosc regulile de circulație. Dar vă mai spun ceva, dacă poliția mă oprește și îi spun, domnul polițist, eu am crezut că roșu e culoarea de plecare. Ce spune polițistul? Domnul Cristi, pentru că sunteți pastor, îmi cer iertare în fața României. Polițistul o să spună așa, exact ce va spune Dumnezeu la judecată. Ai avut Biblia acasă? A, n-am avut acasă. Puteți să-ți o comandă de pe internet. M-a scris cineva și a zis, frate Cristi, dă-mi, te rog, o Biblie. Și a zis, mă, la cât să-mi scriu, să-i le dau o Biblie, ar trebui să am tipografie acasă. Uite, îți dau un link, sunt site-uri o grămadă, cea mai ieftină, care am găsit-o, 30 de lei. În seara asta, frații, cred că vă dau gratis dacă n-ai. Și poți să faci rost de una. 30 de lei! Ferească, Domnul, zici, Doamne! Foarte scumpă! Un pachet de Marlboro, nu fumez, dar m-am interesat ca să pot să contrazic asta, e 17,50 lei, e ieftin, așa e? Și îți taie din viață cel puțin 10-15 ani. Și ți se pare că nu e scump. Și cartea asta îți adaugă la viață veșnicia. Și crezi că e scumpă? Dragii mei, pentru asta e foarte important și dacă vă spun că sunt în împărăție, dar eu nu citesc Biblia, e o contrazicere. Eu n-am, și mă uit la tineri acum, da? Din păcate, în România încă se mai iau permise, știți cum? Pui bani în plic și gata. Din păcate, repet, din păcate și o rușine pentru noi chestia asta. N-am făcut asta nici eu, nici soția mea, deși am fost ofertați să facem lucrul ăsta. Presupunem că aș lua permisul cu bani. Care dintre voi veniți cu mine în seara asta până la București și eu conduc? Tu zâmbești ca fată, dar de ce nu-l întrebi pe băiatul cu care vorbești? Ai citit regulile de circulație pentru viața veșnică? Că altfel luăm stâlpul împreună și merem în iad. Dragii mei, căsătoria e cel mai important drum al vieții, cel mai greu, aș putea spune, lung al vieții. Cu Dumnezeu e frumos, da? Dar trebuie să știi regulile de circulație. De exemplu, în căsătorie, cine are dreptate trebuie să tacă. Nu. Păi dacă nu știi regula asta, după două luni ești la tribunal la Deva. Și spui, păstorul a fost de vină. Ce păstorul a fost de vină? Încă eu n-am întâlnit oameni care să se certe unul singur, el cu oglinda. Nu. Nu. Sunt reguli. Căsătoria ta, ca să reziste, trebuie să citești Biblia, să vezi cum rezistă. Frate Cristi, rezistă ca în bani. Și când n-ai bani și pleacă de la tine să-și ia pe altul, ce faci? Păi dacă cu bani ai atras-o, cu bani trebuie să o ții, nu? Dar dacă e atrasă cu rugăciune, nu-i mai ușor de ținut. Dragii mei, eu încă n-am văzut în România și împreună cu frații slujitori de la voi, am luat multe spovedanii, ca să folosesc un termen înțeles de mulți. Nu mi-a spus nicio femeie până acum, mă duc de lângă bărbatul meu pentru că se roagă în fiecare zi, citește Biblia și îl văd cum iese cu lacrimi de la rugăciune. Și mă iubește și mă respectă. Eu încă n-am auzit. Din potriva, am auzit exact invers, s-a opus. Vreau să te întreb astăzi, cunoști cartea asta? Cunoști cuvântul? Am fost împreună cu fratele Răducanu la noi la biserică, facem câteva vizite familiale, am început cu văduvele, cu cei mai în vârstă. Și am ajuns la o soră văduvă, cel puțin 15 ani are de când e singură. Cel puțin. Și am zis, soră, iertați-mă că vă întreb, noi tinerii, dacă nu vedem smartphone și laptop, noi ne plictisim. N-am văzut la dumitale pe masă nici un smartphone, nici un laptop. Nu te plictisești toată ziua, așa singură cum e. Frate Cristi, 66 de canale am dincolo în cameră. Nu vă grăbiți să o judecați, meditați. Eu m-am și gândit, cine Digi, Telecomul, cine bagă 66 din prima? Zice, frate Cristi, le-am luat toate anul ăsta, acum s-a doua oară și-s la canalul Ezechiel. Fai, slăvit să fie Domnul! 66 de cărți are cartea asta. Și mi-a zis, frate Cristi, să nu mai spui că sunt singură. Dar ce, cu ce am greșit?
Păi zice, eu mă pun pe genunchi, deschid cartea asta și autorul ei vine lângă mine. Cum să fiu singur? Slăviți să fie Domnul nostru! Tu nu ești singur. Eu nu sunt singur. Nu? Eu trăiesc cu Domnul. Asta înseamnă, dragii mei, știți, oamenii nu vreau ori Biblia. Oamenii, primul lucru, horoscopul dimineața. Acum o să fiu un pic direct cu voi și o să-mi cer iertare. Dacă eu aș spune despre cineva de aici că e berbec, ce-ar spune? Frate Hada, dacă îl mai chem pe ăsta, pe aici să te ferească. La comunitate să-l duci. Uite cum vorbește. Sau că ești vărsător sau taur. În fiecare zi, tipa de la Antena 3 sau de la... îți spune lucrul ăsta și îi spui, mulțumesc, mă, dar ce faină să cer. Nu. Diavolul prin horoscop coboară pe om la statutul de animal. Dumnezeu prin cuvânt îl aduce pe om la statutul de copil al lui. Pentru aia, eu nu mi-e întrebă să spună că sunt aur sau berbec. Eu sunt copilul Domnului. Nu? Și ascult de cuvântul lui. Dragii mei, ce frumos e să fii în împărăție, să ai o carte după care să te ghidezi. Că vine criză, că nu vine, că sunt virus sau că nu sunt virus. Păi eu nu mă speriu de moarte, oameni buni. Nu? Citeam recent pe internet că acum oamenii nu mai dau mâna, dau cu picior așa. Da? Acum s-a imitat recent de câteva zile în moda astăzi, că bă, dacă nu-i virus, dar pe pantofi, zice, nu merge virusul pe pantofi. Oameni buni, ascultați-mă, dacă mă virusez și mor la noapte, ascultați-mă, eu îl văd pe cel pe care l-am slujit toată viața. În loc să văd gropile României, văd străzile de aur ale lui Dumnezeu. În loc să mai stau la coadă la spital, stau în fața tronului divin. Așa e că o să mă necăjesc foarte tare de lucrul ăsta. Dar cum să mă necăjesc? Păi oameni buni, Biblia spune așa, prin Pavel, în ziua când te botezi, te logodești cu Iisus Hristos. Nunta va avea loc în cer, da? Atenție mare că între logodnă și nuntă te mai poți răzgândi și pentru aia diavolul vine cu oferte, ca să te prindă. Dar de ziua nunții, nu-i frică la fata aia care nu mai umbla cu 10 băieți înainte, da? Ci numai cu mirele ei, păi el știe, cu el vrea să se căsătorească, cu el vrea să trăiască, e frică de nuntă, așa-i? Nu, no, nici vorbă, dar abia așteaptă. Dragii mei, căci pentru noi, căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri, o zis Pavel, este un câștig. Pentru că oamenii care sunt în împărăție, dragii mei, au cetățenie cerească. Nu. No. Voi ați văzut până acum pe vreun om care să vine de la ambasadă de la București, nu m-a plouat. Bă, zice, m-a pus viza, mă, așa necăjiți. Cum să fii, mă, necăjit, mă? Păi m-a pus viza, mă, și-s necăjit, mă. Păi, dragii mei, în ziua când mă botez, în ziua când mă nasc din nou, mi se pune viza la intrarea în cer. Îs plin de bucurie pentru asta, nu? Îs plin de bucurie. Auziți, Efeseni 2,19, voi nu mai sunteți nici străini, am vorbit deja, departe, nici oaspeți, aproape, da? Ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții. Auzi, în ziua când te pocăiești, Dumnezeu îți spune, vei sta la masă cu Avram. Nu, fii supărat pentru asta. Păi cum să fii supărat? Stau cu Iacov la masă, nu? Dragii mei, nu numai că am primit viza pentru cer. Din momentul în care mă pocăiesc, eu trăiesc după regulile cerului. Nu? Păi eu dacă mă duc în Anglia și închiriez o mașină la aeroport și eu spun așa, vreau să conduc ca și în România, da? Pe dreapta, da? Păi eu să zic că nu ne interesează ce vrei tu, tu trebuie să respecti legile noastre. Dragii mei, împărăția lui Dumnezeu are legile ei. Și una dintre legi spune așa, că acolo nu intră numai păcătoși și iertat, adică sfinții. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. N-ai vrea astăzi 2 Petru 3,11. Auziți, apropo de virus, stați că vin lucruri și mai grave. Virusul ăsta e nimică. Toate aceste lucruri au să se... Dragii mei, tot ce e material se alterează într-o zi. Mă uitam în parcare la mașini, mă uitam și la mine. Știți ce ridicol părem uneori? Știți că pământul cu tot ce este pe el va arde? Le-am spus asta la martorile Jehova, nu știu dacă sunt sala asta, Domnul să-i binecuvinteze. S-au supărat pe mine. O să vin cu păstorul nostru. Nu, vină, te rog frumos. Nu. Ne uităm de multe ori în parcare, mă, grămada ta de paie, grămada mea de paie, are mai mulți cai ca așa ta. Nu, păi, nu-i ridicol lucrul ăsta. Păi oricum o să ardă și casa, cu cât e casa mai mare, ține focul mai mult.
Așa că spor l-a investit. Eu m-am hotărât să investesc la bursă. Dar știți unde? La Banca Cerească pentru Dezvoltare. Păi aici, dacă bași la bursă 2 lei, nimica nu-ți dă. Un pahar de apă, dacă bași la bursa din cer, spune Biblia că ai o răsplată veșnică. Doamne mare ești! Nu? Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Cum? Printr-o, auziți, legile împărăției, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând, da? Și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Păi acum au căzut bursa cu 30% pentru un virus. Cum o să fie bursa când totul va arde? Gândiți-vă. N-ai vrea de astăzi să spui, Doamne, vreau să trăiesc pentru cer. Știți că sunt două feluri de oameni. Oameni în care moare credința și oameni care mor în credință. Evrei 13:7, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la ce? La sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le telefonul care l-au avut, nu? Mă, dacă au avut iPhone, să-ți cumperi neapărat iPhone, că Huawei nu-i bun. Nu, oameni buni. Uitați-vă la credința lor și urmați-le credința. Dragii mei, vreau să închei în seara aceasta și vreau să vă spun că în mijlocul nostru e prezent Duhul Sfânt. O venit să mă ia, în ghilimele, prizonier pentru cer. Până acum ai fost prizonier pentru... Eu asta nu înțeleg, dragii mei. Oamenii îl urmează pe diavolul cu toată plăcerea și bucuria și la final diavolul nu numai că îi bagă în foc, le și dă foc. Nu. Păi eu dacă aș ști, de exemplu, că șeful meu după un an de muncă îmi dă foc la casă, așa e că lucrez la el 12 luni. Dragii mei, în prima zi cu 140 la oră și dacă depășesc viteza, am fugit. Cei mai mulți îl urmează pe diavolul și diavolul la final îi face praf. N-ai vrea astăzi să-L urmezi pe Iisus Hristos? Auzi, nu numai că te scapă de moarte, de moartea a doua, de iad. Te scapă de lucrurile acestei lumi și te duce în slavă și îți dă o veșnicie în prezența Lui. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, poate am fost departe. N-am auzit până astăzi, acum am auzit. Dacă nu mă auzi și nu faci, ești aproape. Eu astăzi te provoc, dacă ai auzit cuvântul, să-l împlinești. Și să vii cu noi în împărăție. Se spune că un constructor într-o zi, bucuros de unul din cei mai buni angajați pe care îi avea, l-a pus să facă o casă. A zis, e ultima ta casă pe care o faci și apoi ieși la pensie. Și angajatul a zis, mă, de când aștept pensia? Iară mai dă încă o casă. O zis șeful, ai banii care vrei, toți banii care ai nevoie, ia materialele care vrei tu și fă casa asta. O luat ce-a fost mai ieftin, o făcut cât mai pe grabă, dezastru, cum a făcut, de mântuială. S-o grăbi să iasă la pensie. Și apoi, când a fost casa gata, a zis șeful, am terminat, pot să plec. O zis, mă, unde să pleci? Zice, casa asta e pentru tine. Casa asta e cadou care eu ți l-am făcut din banii firmei să-ți faci casa asta. Ce părere de rău a avut. Dragii mei, de multe ori credem că viața noastră, dacă o trăim cum vrem sau cum nu vrem, pierde Dumnezeu ceva sau câștigă El ceva. Nu. Dumnezeu a spus, viața ta e corabia ta, care te va scăpa într-o zi de focul care va veni peste lumea aceasta. Nu uita că numai o inimă ai, numai o viață ai și apoi vine veșnicia. Te-ai pregătit pentru cer? Încerc să-i întreb pe unii oameni la evanghelizări, dacă mor la noapte, unde merg? Știți ce îmi spun? Nu știu. Păi, dragii mei, la 5:15 când am plecat de acasă, dacă vecinul meu mă întreba unde merge Domnul Hristos și eu spuneam, nu știu, ce spunea despre mine? Știți ce spunea? Eu știu unde mă duc și am mii de posibilități unde să merg. Pavel în ultima scrisoare a spus așa, ultima scrisoare, 2 Timotei pe care a scris-o. Am păzit credința. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am sfârșit alergarea. Pavel, și dacă mori în următoarele luni, prin decapitare la Roma, anul 64, dacă nu greșesc, unde mergi?
Ce au zis? Ferească Domnul să mor, dați-mi antidepresivele. Așa au zis? Nu. De acum mă așteaptă cununa lui Dumnezeu. Mă așteaptă cununa pe care mi-o va da însuși Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, haideți să ne ridicăm în picioare, să cântăm o cântare împreună cu fratele Manu și apoi să ne rugăm. Și mă rog toți de aici să facem pasul spre a fi în împărăția lui Dumnezeu. Amin.